Dacă noi vom fi marginalizați de către domnul Câțu, dacă asta va fi hotărârea dumneavoastră, că sunteți susținătorul domnului președinte Orban, susținerea noastră va merge cu noastră șef. Și nu o să mai. Noi suntem oameni corecți și loiali. Pielea cu domnul Popa merge până la sfârșit. Ați discutat domnul Caciu cu domnul Orban, spuneți. Ce v-a transmis? Să fie o putere din așa cum a spus. Adică o grângea. Adică să nu plachez în ceea ce privește activitatea de partid. Cu alte cuvinte, una e una, alta e alta. Inspectoratul s-a încheiat pentru mine, iar activitatea la partid va fi mai susținută ca niciodată. Astfel încât, dacă astăzi sunt peste 90% dintre membrii de partid din municipiul, ca să audă și domnul, din municipiul Brăila, asta înseamnă că la momentul alegerilor ar trebui să fie, prin activitatea noastră, prin munca noastră, 99%. Ne-ați compat acolo discuțiul președintele Orban? Da. Și ce v-a spus? A rămas marți să am o întâlnire cu dumneavoastră să discutăm mai în amănunt acest subiect.